poziția primarului 109 din 13 a 12 a 2019 în ședință ordinară. Supun la vot procesul verbal din ședințele trecute? A făcut două. Nu, stai așa, întâi să începem. Da. Înțeleg cu pot încep, dar... Asta spunea. Asta că pot începe. În primul rând, vă spun bun venit pentru cei care formați deliberativul comunei și pentru colaboratorii mei. Este ședință publică, altcineva nu mai văd în afară de ce e menționat. Conform procedurilor, vă reamintesc ordinea de zi pentru a putea fi luată în considerare de către dumneavoastră. Avem la primul punct un proiect de hotărâre privind aprobarea executării bugetului UAT Bogdanel de după copii trimis în partea inițiatoră subsemnată. La punctul al doilea fost un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdanel pe trimisul 4, inițiator subsemnată. Punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de lucrări numărul 7/3/2019 pentru realizarea obiectivului de investiții podii betonar Marcon Ferde și Bărbații de Sudeoții de la Bogdănesc, Comunale de Nivezul Rapă, inițiatorul cu semnat. Urmează la punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020, inițiator cu semnat. La punctul al cincilea, un proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestea, precum și amendele aplicabile în anul fiscal 2020, inițiator cu semnat. Trecem în altul semnat mai departe, adică la punctul 6, un proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxe speciale destinate serviciul de salubrizare la nivelul UAT Bogdanel de Bacău pentru anul 2020, inițiator domnul viceprimar. La punctul al șaptelea, figurează un proiect de hotărâre privind acordarea de subvenție din bugetul local al UAT Bogdanel pentru plata taxei de salubrizare persoane fizice în anul 2020, inițiator domnul viceprimar. Următorul punct, adică al 8-lea, propune un proiect de hotărâre privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență tip V1 pentru reorganizarea serviciului de categoria a doua, în Comune Bogdanel, județul Bacău, inițiator domnul viceprimar. La punctul al 9-lea, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 2020-2021, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul 10, un proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și titlurilor de fidelitate cuplurilor din Comuna Bogdanel. Era zice familie, era mai familie lor. Formulare mai umană, de Bacău, care am primit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2019, inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul 11, un proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul OASE Bogdanel de Bacău pentru organizarea evenimentului sărbători de iarnă, inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Evident, ca persoana care am propus ordinea de zi și am convocat ședința, am avut și posibilitatea și ardiții și obligate ca să reflectez mai mult asupra specificității pe care o aduce această ședință, această convocare, dacă vreți. Sigur, dacă prima impresie a fost și la mine, este mai scopoasă, poate nu este expresia cea mai sensibilă. Ar zice, mai degrabă, este o ordine de zi interesantă, fără îndoială importantă, pentru că, după cum vedeți, sunt foarte multe proiecte de hotărâre
și care au o menire, cel puțin după părerea mea, ca să evalueze situația în diferite domenii ale administrației pentru o anumită perioadă de timp, au menirea în același timp să fundamenteze premisele pentru activitatea administrației locale în anul următor, mai ales că suntem la sfârșitul unui an calendaristic și, fără îndoială, administrația locală și va continua activitatea ca și până acum, în folos comunității locale și anul următor. Și aici, folosind o expresie pe care o putem accepta, urmează să aruncăm sămânța, este că fundamentăm premisele pentru activitatea din anul următor. Eu vă doresc succes și să-i spunească gândul cel bun în folosul comunității. Pun la vot ordinea de zi anunțată, temeți pentru. Mulțumesc pentru unanimitate. Pun bun venit colaboratorilor din primărie, care, fără îndoială, ne pot ajuta în elucidarea problemelor propuse pentru dezbatere, pentru a putea accepta proiectele propuse în cunoștință de cauze. Predau ștafeta domnului președinte, înțeleg că domnul Benoni. Da. Mulțumesc, domnul primar. Mulțumim, doamne și domnul consilier. Înainte de a trece la ordinea de zi, rog pe doamna juristă să supună la vot procesul verbal. Procesul verbal a fost în dosar, cele două procese verbale. Cine este pentru? Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea de execuției bugetului UAT Bălcăniu, județul Bacău, pe trimestrul 4-2019, inițiator domnul primar. Mulțumesc. Reamintesc că supunem analizei și dezbatere pentru deliberativă în ședință publică la fiecare 3 luni. Acest lucru, deci semestrial. Asta în conformitate cu legea finanțelor publice locale 2003-2006, completată cu ordonanță de ordine a guvernului 63 din 2010. Este firesc să punem deliberări și aprobări în ședința Consiliului Local, pentru că Consiliul Local este cel care hotărăște în ultima instanță și analizează modul de execuție a bugetului Comunei Bogdănești în virtutea unor principii. Transparență, în primul rând, ca dovadă că este o deliberare în ședință publică. Și analiza pe baza unor principii care trebuie să guverneze actul de utilizare a fondurilor publice. Transparența, am menționat-o, eficiența și prin luări de dumneavoastră de cuvânt, se ajunge la o concluzie ferească care să statueze situația cheltuirii banilor publici, a realizării veniturilor pe de altă parte și ce putem face ca să rămânem la acest deziderat al eficienței superioare. Eu am să dau citire proiectului de hotărâre și apoi o să prezint câteva indicatori pe care dumneavoastră i-ați cunoscut în ședința de comisie și care ne ajută, fără îndoială, să ajungem la concluziile
care pot rezulta din prezentarea materialului. La primul punct, propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul 4 al anului 2019, conform anexelor 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare primarul comunei și domnul Răgoteanu Romene, consilier, vor aduce la îndeplinire hotărârea. Și articolul al treilea, secretarul general al comunei Bogdanei, domnul Nicioi Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar, contabilitate, primarul comunei Bogdanei și instituției prefectului de Bacău. Pe lângă raportul compartimentului de specialitate, și structura bugetului la sfârșitul semestrului, practic, în care suntem, dumneavoastră ați luat cunoștință de niște indicatori care se referă atât la partea veniturilor, cât și la partea de cheltuieli, sau dacă vreți, atât pe partea de funcționare, cât și pe partea de dezvoltare. Și mă rog să specificați la data de 16, până la asta este data de referință. Da, mă rog. 16 înseamnă totuși foarte aproape de finalul anului. Bun. Am să reamintesc acești indicatori la veniturile proprii, care înseamnă veniturile rezultate, în primul rând, din taxe și impozite. Avem un procent de 89%, iar total venituri, secțiunea funcționare și dezvoltare, avem un procent de realizare a planului de 25%. Este o similitudine la fiecare trimestru, în corespondență cu cel similar de anul trecut, procentele sunt cam aceleași. La realizarea veniturilor suntem undeva în jurul procentului de 90%. La realizarea veniturilor proprii. La total venituri, stăm mai puțin pentru că, deși avem contracte de finanțare, dacă v-am mai amintit, de la Ministerul Dezvoltării și la fonduri europene, pe partea de dezvoltare, pe partea de investiții, nu am utilizat decât într-o oarecare măsură aceste venituri, din motivele care au mai fost relevate aici. Mă refer la partea de execuție, la partea de execuție fizică a proiectelor de investiții. Aici cel mai bine stăm cu execuția la podul din Slobozie. Avem în plată acum o factură de 4 miliarde, încă nu e efectuată plata. Nu, de 2 miliarde, 450 de euro, centralizator, dar nu știu suma, factura n-a... În sfârșit, dacă era cu anului, domnul e scos să se îmbunătățească acest proiect. Cheltuielile pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare s-au realizat în procent de 24%. Aici, sigur, ponderea mai mare este pe partea de funcționare, pe partea de dezvoltare este mai redusă, 5% deocamdată. Acum, doamna contabilă, în referație, menționează că, sau dar putea înțelege că stăm bine pe veniturile proprii realizate. Eu zic că nu stăm chiar foarte bine pentru că avem domenii unde colectarea veniturilor lasă de dorit. Mă refer la taxele speciale, în primul rând, la taxa pentru salubrizare. Aici suntem în dificultate. Am avut discuții la nivel de compartiment contabilitate, la caserie,
părerea mea că se putea realiza mai mult dacă se efectua teren și dacă se trecea la executare. Dificultatea provine și din schimbarea manierei de plată, de la plata pe persoană la plata pe cantitate. Și aici mai atrageam atenția și în ocaziile precedente, supraîncărcarea la cantitate, la tonaj și dacă domnul viceprimar ar fi urmărit mai bine modul cum s-a efectuat colectarea, că nu se permite colectarea unor deșeuri neconforme, mă refer la pământ, alte componente, în sfârșit. Pentru că suntem în această situație, pentru că avem dificultăți la plată. Și noi și alte comune, asta mă interesează mai puțin, că ne interesează mai puțin. Cum sau celelalte comune, ne interesează, suntem aici pentru a analiza situația atât la colectare, la colectarea taxei, în mod concret, cât și la plata serviciului de colectare și transport. Deocamdată că am atât la prima intervenție. Comisia numărul 1. Doamne și domnule consilieri, stimați invitați, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat acest favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, spunem la vot cine este pentru. Primul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului OAT Bogdănești, județul Bacău, pe trimestrul 4-2019, inițiator domnul primar. Aveți cuvântul. Da, cu rectificarea ne-am mai întâlnit. După câte îmi amintesc, inclusiv în deliberarea precedentă. De data aceasta avem o rectificare evidentă, reamintesc cadrul legal respectat, tot 273, și niște principii după care se face rectificarea. În primul rând, cu respectarea raportului prevăzut de legislație, și anume echilibru între partea de venituri și partea de cheltuieli. Data aceasta este o rectificare pozitivă. Am primit la rectificarea bugetului țării niște sume care au fost repartizate. Quantumul sumei propus pentru rectificare 46,53 milei, atât la partea de venituri și la partea de cheltuieli. Acestea, conform procedură de rectificare, vor fi alocați transportul, la capitolul transportului, sau dacă vreți, drumuri comunale pe care le administrăm noi, în mod sigur, fiind la sfârșitul anului, nu mai este timpul fizic, în primul rând, pentru cheltuirea lor, ei se vor regăsi în excedentul bugetar. Excedent bugetar, anticipând un pic, ne va ajuta la finanțarea cheltuielor, mai ales pe partea de investiții, anul următor. Deci îl vor regăsi în proiectele de investiții și, dacă vă amintiți, sumele importante pe care trebuie să le asigurăm treptat, evident, pentru acoperirea cheltuielor necesare la realizarea celor două proiecte, apă și canalizare și podul din Slobozie. Și urmează la articolul următoare 2 și 3, ceea ce stabilim conform procedurilor legale. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcoșteanu Romene, consiliere în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdănești. Și tot la fel cu Tuma, la ultimul articol, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Nicioi Vasile, va comunica
hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate și instituție prefectului județul Bacău. Atât. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Da. Doamne și domnule consilier, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Să punem la vot. Cine este pentru? Nu am invitat să vot așa acest proiect. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de lucrări numărul 17 din 3-10-2019 pentru realizarea obiectivului de investiții pod din beton armat cu un fir de circulație peste râul Oituz, zona Ploboziei, sat Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău, inițiator, domnul primar. Da, mulțumesc. Era de anticipat acest proiect de hotărâre pentru că toți am văzut și am confuzionat faptul că a demarat execuția fizică acestui proiect important de la Slobodia și în același timp aș face remarca că cel puțin din curiozitate, majoritatea dintre dumneavoastră a văzut că se întâmplă ceva deosebit chiar începând cu demararea acestui proiect. Mă refer la partea de fundație a elementelor de structură, mă refer la structura de rezistență cu cele patru componente. Ați văzut terminalele la intrare și la ieșire pe pod, cele două culei, așa se numesc aceste elemente, plus stâlpii principal de susținere a structurii, pila numărul 1 și pila numărul 2. Acest act adițional vine în urma reanalizării poziției doamnei geolog, pentru că orice proiect de investiție, mai ales când se referă la o construcție, trebuie să plece de la investigarea solului. Nu poți avea viitor cu o construcție, mai ales că e vorba de un pod cu acele componente care trebuie să fie implementate în mijlocul apei. Uneori apa își arată forța sau își arată dacă ai procedat corect sau ai procedat eronat. Bineînțeles că inițial a existat un studiu geologic, nu poți elabora un proiect pe legislația existentă fără un studiu geologic. Repet, când e vorba de construcții. Studiul geologic inițial nu a spus nimic, ar fi o rogă cu dificultăți în legătură cu aceste elemente constructive. În momentul când s-au realizat săpăturile, s-au descoperit aceste creațiuni de gips care, în contact cu apa, poate cauza elementele constructive. Din precauție, geologul, în acord cu proiectantul, au hotărât niște soluții care să preîntâmpine dificultățile în construcție sau după construcție, folosind o expresie pe care am întâlnit-o la proiectant și mi se pare interesantă. În momentul când vine apa mare, ea spunea așa și am văzut confirmat această secțiune, apa trece, podul trebuie să rămână. Și au fost acele soluții cu piloți metalici, armați. Ați văzut că acest act adițional este fundamentat din punct de vedere juridic. Deci cele două dispoziții de șantier
au fost două, pentru că prin soluția propusă, spuneam cu acei piloți și armătură direct în fundație, în stăpătură, pe de o parte s-a micșorat cantitatea de beton, deci a fost emis dispoziția numărul 1, și automat acolo au scăzut niște costuri la betonul băgat în fundație. În același timp au apărut costuri suplimentare care se referă la piloții care au fost introduși în fundație și armătură. A rezultat o valoare stabilită de constructor, care a fost validată de proiectant și de comisia de evaluare din cadrul primăriei. Aici, printr-o dispoziție de primare, avem o comisie de analiză a ofertelor, care a confruntat valorile prezentate pe cantități, valorile financiare prezentate de constructor cu valorile de pe piață. Pe internet se pot găsi aceste valori. S-a găsit o corespondență corectă între costurile solicitate de constructor și ceea ce se practică pe piață, rezultând valoarea, în ultimă instanță, că asta ne interesează actului adițional. Deci propun la primul articol să se aprobe încheierea unui act adițional la contractul de lucrări numărul 17 din 3-10-2019, având ca obiect modificarea valoarei contractului cu execuție lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții, construire pod de beton armat concret de circulație pe teritoriul 2, zona Trăbodien, satul Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău, în sensul ca valoare de 109.254,92 lei, fără TVA, cu TVA însemnând 130.013,35, conform anexii care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea propune următorul text. Finanțarea obiectivului prevăzut la articolul 1 se va face din bugetul UAT Bogdănești și alte surse de finanțare legal constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul al treilea, după aprobare, primarul comunei, doamna Răcăuteanu Romelia, consilieră în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărâre. Și ultimul este cel cu o cutumă pe care o cunoaște. După aprobare, secretarul general al Comunei Domnului Ceoi Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, domnului Stângă Ion, referent urbanist, compartimentul financiar, contabilitate și instituții, prefectul județului Bacău. Ați avut, sunt convins că cel puțin o parte din dumneavoastră, spuneam, în primul rând, dintr-o curiozitate legitimă, ați văzut borderourile atașate de constructori, în care se regăsesc și aceste sume pe lucrări, care însumate dau tocmai valoarea cu TVA sau fără TVA. Dacă mai doriți și alte explicații, cu cea mai mare plăcere. Personal, eu consider că se justifică, în primul rând, și e foarte bine că s-au luat aceste măsuri de prevenire. Important să iasă un post durabil. Asta ne dorim cu toții. Mulțumesc! Doamne și doamne consilier, comisia numărul 1 de economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acest proiect. Vă rog. Catele și cineva să ia cuvântul. Punem la vot. Cine este pentru? Cine m-a invitat că a votat acest proiect? Da, mulțumesc. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2020, inițiator, domnul primar. Mulțumesc. Nu suntem în fața unui precedent, cred că avem cel puțin vreo 2 ani când am procedat la
inventarierea materiei impozabile pentru anul contabil următor. În mare, maniera de abordare, structura acestei maniere, dacă vreți, procedura a rămas aceeași. Ceea ce aș supune reflexiei dumneavoastră, asta a fost valabil și pentru mine, de ce este bine să facem acest lucru? Pentru că asta premerge. Nu întâmplător făceam afirmația aici că aruncăm sămânța, creăm premițele pentru execuția bugetară și pentru toată activitatea administrației locale pentru anul 2020. Mai mult o să vedeți dintr-o anumită perspectivă. Doamna juristă care ne ajută și pe partea de proiectare a anticipat un pic și a stabilit ce venituri putem obține cu această materie impozabilă. E clar că această activitate trebuie să premeargă bugetul. Nu poți să faci un proiect de buget dacă nu ai estimat, o valoare estimativă, fără îndoială. Deci nu poți să proiectezi un buget sănătos, mai ales că noi și așa suntem în deficit cu sumele care au fost actualizate conform legislației pentru apă și canalizare mai ales. La pot nu avem actualizare, chiar dacă am aprobat, probabil cineva s-a sezizat, am aprobat acest act adițional. Actualizarea o avem pe OUG 114, dacă vă amintesc, la apă și canalizare, că are o durată de execuție mai mare și, pe de o parte, nici la materiale nu avem actualizare decât pe valoarea deja aprobată actului adiționale. Pentru că aici, prin contract, avem o durată de execuție mai redusă și de la începutul demersurilor pentru podul din Slobodia nu s-a pus problema și n-am acceptat, n-am avansat ca și reprezentanți ai comunei ideea aceasta de ajutare a contractului pe partea de manoperă. Deci aici am scăpat. Sigur, a crescut valoarea care trebuie adusă de bugetul comunității la realizarea acestui proiect. Că avem cam un sfert bani europeni și vreo 3/4 cofinanțare locală. Din valoare totală vreo 10 miliarde și ceva, vreo 3 miliarde jumate estimativ bani europeni, că aici fluctuează și valoarea euro și diferența vreo 6 miliarde jumate în expres rol de la bugetul local. Aceasta este o anticipare, cel puțin eu așa cred că există o legătură cu următorul proiect, validarea propunerilor pentru taxe și impozite pentru anul următor. Acum, ce înseamnă de fapt sau care este procedura pentru inventarierea masei impozabile? Trebuie să identificăm conform legii, conform codului fiscal, în primul rând, că nu facem la modul hazardat, acele categorii de bunuri sau valori care sunt impozabile. Și mai făceam remarcă și cu alte ocazii că noi impozităm niște valori materiale, în primul rând terenuri, clădiri, autoturisme, cam astea sunt categoriile principale. La noi în țară, probabil și dintr-un spirit, zic eu, de prevedere, în ghilimele,
mai degrabă pus pe nume politician. Raportul este invers decât în statele civilizate din vestul Europei. La noi se impozitează puțin valorele impozabile fizice, pe care le-am menționat înainte, și se impozitează într-un fel mai mult spre dezamăgirea mediului de afaceri al constructorilor, printre altele, veniturile bănești, veniturile salariale. E undeva, nu știu până, poate nu este bine, eu așa cred. La noi o să vedeți în momentul când trecem la următorul proiect, raportul dintre veniturile pe care le obținem din impozitarea terenurilor, construcțiilor, persoane fizice, persoane juridice, mijloacele de transport, este net superior în valoarea, în favoarea veniturilor care vin la bugetul local din impozitarea veniturilor bănești, a salariilor. Deci ea și în momentul când am propus pentru deliberare, o să vedeți taxe și impozite pentru anul următor, a trebuit multă reflexie și să încercăm să menținem un echilibru pe de o parte între puterea de plată, mă refer la persoanele fizice, probabil și o precauție a legiuitorului, dar repet, și cu calcule politicianiste, să nu impoziteze construcțiile prea mult, terenului, dacă stăm și ne gândim cine au în proprietate construcții mai mari, mai arătoase și așa mai departe. Și de aici faptul că au legiferat mai mult pentru cei care au asemenea valori, au procedat pro domo, totuși, în sfârșit, da. Am văzut că în materialul de informare sunt nominalizate categoriile de valori, terenul în primul rând, cu zona la intravilan, cu zona C la extravilan, atât la persoane fizice cât și persoane juridice. TMT-ul, adică taxa pe mijloacele de transport. Doamna Istinca a făcut un lucru bun, eu așa îl consider, că anticipând un pic ce se va întâmpla, mă rog, cel puțin din perspectiva propunerilor de impozite și taxe anul următor, aveți pe o coloană, de exemplu, la teren, suprafață în metri pătrați, la intravilan, la extravilan și așa mai departe. Apoi, impozitul pe care l-am colectat sau ar trebui să-l colectăm pentru 2019 și ce se estimează a fi colectat pentru anul următor. Și pot să vă spun că, din curiozitate, repet, și în legătură cu taxele și impozitele, în raport cu ceea ce am propus pentru majorarea taxelor și impozitelor, nu colectăm mare lucru pentru anul următor. O să revin la acest subiect. Deci eu propun la primul articol să se aprobe inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020 conform anexei numărul 1, persoane fizice, și anexe numărul 2, persoane juridice, care fac parte din prezentul proiect de hotărâre. Anexe pe care le-ați cunoscut. Articolul al doilea, hotărârea se va comunica primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate, adică doamne Ursachele Nuța, referent, domnului Stângă Ion, referent, și instituție prefectului de Tăbător, se va duce la cunoștință publică prin grija secretarului general al Comunei. La fel de doamnă.
numărul 2, care are în atribuții și aspecte legate de inventariere. A studiat acest proiect de hotărâre și a dat parte de strabă favorabil. Dacă dorește cineva, iau cuvântul. Dacă nu spunem la vot, cine este de acolo? Da, mă mulțumesc. Dacă s-a votat și pe cineva pentru 5. Da, dar e, așa cum am prezentat, are legături firești cu ceea ce ați votat de la punctul 4 și vă mulțumesc. Și anume este vorba de proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și alte taxe asemănate a acestora, precum și amendele aplicabile în anul fiscal 2020. O să dau citire, pentru că am anticipat deja proiectul de hotărâre. La primul articol propun ca pentru anul fiscal 2020, impozite și taxele locale datorate de contribuabile, persoane fizice și persoane juridice, să se majoreze cu rata de inflație stabilită de institutul respectiv pentru anul 2020, în procent de 4,6%, deci asta este inflația estimată, și cu 5% față de impozitele și taxele locale datorate de contribuabile, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2019, așa cum au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local Bogdanești numărul 54 din 19 anul 2018. Deci este vorba de o majorare, da? Obligatorii, după cât mi-a explicat doamna jurist, care răspunde și de venituri, trebuie să regăsească în majorare coeficientul pentru inflația estimată și a majorat cu 5% față de nivelul uzitat în anul fiscal prezent. Articolul al doilea, anexa 1, tablou cu nivelurile impozabile și taxele locale, face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al treilea, precizează că impozite și taxele locale propuse prin prezentul proiect de hotărâre vor constitui venituri, ceea ce am anticipat, venituri proprii ale bugetului local al Comunei Bogdănești pentru anul fiscal 2020. Respectiva hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020. Articolul al patrulea, care este și ultimul, ca de obicei, hotărârea se va comunica primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, adică doamnei Ursacele Nuța de Teren, instituției prefectului, și se va duce la cunoștință publică prin grida secretarului Comunei Bogdănești. Am pus în uvertura ședinței deja că avem o ordine diverse, interesante și foarte importante prin ceea ce va genera în execuția bugetară și în întreaga activitate pe care o desfășoară administrația locală în anul fiscal următor. Este una din cele mai importante hotărâri pe care le adoptă Consiliul Local la propunerea subsemnatului, evident. Și este de la sine înțeles că am reflectat poate cel mai mult pentru acest proiect de hotărâre. Sigur, puteam să anticipez un pic, pentru că anul următor este an electoral, puteam să procedez ca atare, dar evident că nu am permis așa ceva, că e vorba de responsabilitate. Adică să nu mai majorăm nimic. Majoram cu 5%, 4,6%, că îi obligă legea. Trebuie să rămână așa. Evident că ar fi fost lipsă de responsabilitate sau fugă de răspundere pe românești, așa ceva n-am făcut niciodată în integralitate, cel puțin și poate mai mult pentru anul ăsta, cu cât, dacă vă amintiți, spuneam că
Noi suntem descoperiți cu niște sume pentru realizarea proiectelor de hotărâri vitale pentru comunitate. Dacă nu realizăm podul din Slobozia și mai ales proiectul de apă și canalizare, am stat degeaba pe aici 4 ani. Împreună. Da. Și nu cred că dorește nimeni așa ceva. Indiferent de faptul că urmează un an electoral pentru populație de bună dreptate înseamnă mai puțin. Și dacă vă mai amintiți, noi avem o hotărâre la care eu țin, când am uitat-o și cred că n-ați uitat-o mie dumneavoastră. Când am aprobat în 2018, în legătură cu centenarul Unirii, centenarul luptelor din zonă și așa mai departe. Ne-am propus împreună pe drept cuvânt, fără să spune la modul compost, la modul concis și suficient de elegant, zic eu. Să facem tot ceea ce stăm în putința noastră, să contribuim ca și generația de acum 100 de ani, în care, în mod sigur, înseamnă un sistem de referință în mintea noastră, în conștiința noastră, o comunitate modernă și europeană. Nu pot să realizez acest deziderat fără o infrastructură, fără proiecte de investiții, fără investiții adecvate momentului istoric. Asta a fost o preocupare în reflexiile pe care le-am avut și probabil și dumneavoastră ați avut cel puțin de ieri până astăzi ca să reflectați. Și evident că alte aspecte au fost luate în considerație. Că într-adevăr, cel puțin în teoria economică, se spune că dacă forțezi prea mult cu taxe și impozitele, cauzezi prejudicii care se răsfrâng în veniturile atât pe termen imediat, pe termen scurt, pe termen lung. Am încercat o soluție de echilibru, ceea ce spuneam, care pe care dată nevoie de venituri, dar și puterea de plată a locuitorilor. Mă refer în primul rând la persoane fizice, dar și la persoane juridice, că risc alungi investitorii în cel măsură. Deci ea, având și consilierea celor din compartimentul contabilitate, am avut mai multe simulări care să ne arate cam ce venituri trebuie să avem, mai ales la partea de investiții, asta o știm cu toții. Sigur, nu trebuie să privim dintr-un singur punct de vedere, că noi, în afară de banii pe care putem obține, creditele pe care le putem obține din impozitarea valorilor materiale, a masei impozabile, mai obținem venituri importante la buget din impozitul pe salare, partea noastră. Dacă vă mai amintiți, făceam o comparație, veniturile care vin la bugetul local din impozitul pe salarii, salariile companiilor care se desfășoară activitate. Acolo primim, sau am primit în anii buni, de 4 ori sau peste 4 ori mai mult bani de la impozitul pe salarii decât de la impozite și taxele pe materia impozabilă. Și am făcut un calcul aici cu doamna Iftica. Știți cât bani putem realiza noi dacă mărim impozite și taxele cu 9,6% înseamnă, da? Adunat coeficientul de inflație cu 10%. Nu realizăm mare lucru. Realizăm 52.229 de lei, estimativ. Deci nici jumătate de miliard. Când avem nevoie de miliarde în plus, aproximativ 31 de miliarde. Și am zis, nici să nu alungăm investitorii, dar nici să numărim. Am propus o creștere minimă
aceasta datorită inflației și datorită obiectivelor de investiții. Acum, în afară de această indexare, am mai avut o determinare a reflecției și cu impozitarea clădirilor rezidențiale, dacă vă mai amintiți, sedele de companii și așa mai departe. Și după cum am procedat și în anii precedenți, am realizat o discuție cu principalii investitori. Deci i-am consultat, i-am invitat, care au venit, care n-au venit, i-am abordat telefonii care n-au venit. Și ceea ce a fost hârtia de turnesol pentru mine, a fost o discuție cu care am avut-o cu Toma Daniel, care nu este nici un mare antreprenor, din potrivă. Nu este cel mai mărunt. El se ocupă cu comerțul în general pe teritoriul UAS-ului și practic m-a convins și m-a încurajat cel mai mult la această soluție de a majora un pic taxele și impozite. Mi-a zis, domnule, dacă noi nu realizăm proiectul ăsta de apă și canalizare, deja ne-am afectat calitatea pânzei freatice și trebuie să punem tot umărul ca să și să acceptăm creșterea taxelor și impozitelor. Și asta m-a convins. Chiar dacă nu toți au fost, n-a existat o unanimitate aici, nu vreau să comentez mai mult, dar eu consider că de altă parte, apropo de unanimitate sau pe aproape unanimitate, că taxele și impozitele sunt pentru comunitate. Nici pentru Consiliul Local, nici pentru instituția pe care o reprezint, nici pentru salariile angajaților. Am primit și sfaturi așa, dacă vreau să realizez venituri mai mult, să dau afară secretar, să dau afară jurist și așa mai departe. Mă rog, trebuie respectat opinia fiecărui. La consilier nu s-a referit, diminueze numărul de consilier și așa mai departe. Și eu cred că această creștere, am spus, care înseamnă vreo 550 de milioane la urmă, nici măcar cât valoarea actului adițional de la post, aceasta se va regăsi în investiții, în primul rând. Deci, undeva putem spune sau să ne reamintim de spusele unui fost președinte a României. Aici se vor găsi banii contribuabili, care nici măcar nu înseamnă o sumă impresionantă, dar m-am gândit și trebuie să acceptăm ideea solidarității. O comunitate umană poate fi formată din NABAP, ca la Monte Carlo și așa mai departe, pe coasta de Azur, atâta timp cât nu există solidaritate, mai ales într-o comunitate rurală, eu zic că deja avem o problemă. Deci vedeți că, într-adevăr, am reflectat și propun această soluție de echilibru. Deocamdată atât. Mulțumim. Comisia numărul. Doamne și domnule consilier, Comisia numărul economică a studiat acest proiect de hotărâri și a dat aviz favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă nu reușește cineva să ia cuvântul. Da. Vă mulțumesc. Nu am a spune nimic împotriva ceea ce a spus domnul primar până acum, cu mărirea cu asta, ori n-am știut eu unde să caut. Da. Nu s-a făcut referire
știu eu, cum s-a trecut în proiect, în, așa, cât cu cât mărim cu 9,5, nu s-a făcut referit, n-am găsit undeva, cu bonificația care da, se dă pentru... Este la fiecare articol în parte. Da? Da. Și cât e asta? E corect observat, ea? Da. Și eu zic că ar fi fost bun trecut cum am trecut mărea, a trecut tot în față la proiect, ca să fie mai simplu. Cu cât e... Cu 5%. La fiecare articol. Nu eram de mult. Deci, practic, cei care vor plăti majorarea, ei nu suportă decât 5% în comparație cu nivelul... Da. Dar cred că e corect de observat. Da. Să te constituie într-un articol... Da. Asta e corect. De acord. Haideți, vă mulțumim. Dacă mai vine și cineva. Acum spunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Abțineri. Abțineri. 3 abțineri și 7 pentru. Cine se abține? Domnul Vulcu, domnul Stanciu și doamna Gândină. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei. Precizat, doamna, normal președintele asistat de secretarul general, respectiv juristul general, dacă a trecut proiectul de hotărâre sau nu. Da, punctul 7. Da, 7. Da, de acord. 3 abține. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale destinate serviciului de salubritate nivelului UAT Bogdane, județul Bacău, pentru anul 2020, inițiator domnul viceprimar. Aveți cuvântul. A, cuvântul. Nu, nu. Da, mulțumesc. Mă, doamne și domnul consilier, proiectul de hotărâre la țarul la mapă, l-ați citit, l-ați studiat, propun la articolul aprobarea cuantumului taxe speciale destinate finanțării serviciului de salubritate a UAT Bogdănești, județul Bacău, la valoare de 7,54 lei persoană lună. Pentru persoane fizice și respectiv 15,94 lei angajat lună pentru agenții economici pentru anul 2020. La articolul 2. După aprobare, doamnele Căuțeanu Romelia, consilier, și doamna Iftinca Alina, consilier juridic, în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărâri. Articolul 3. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Încioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabil, doamna Iftinca Alina, Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și instituție prefectului județul Bacău. Trebuie expunerea de motive, referatul doamnei Verica Toma, avizul și raportul de avizare a comisiei numărul 1. Vă mulțumesc! Domnule consilier, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc! Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Vlad. L-aș întreba pe domnul inițiator al proiectului. Anul trecut, când ADIS-ul ne-a făcut nou un graf, a modificat graficul, noi eram cu 4 lei de persoană fizică și așa, și a dat un grafic pe un termen mai lung. Ăla aveți acolo și așa, nu? Nu l-am văzut ieri de asta, eu nu l-am văzut. Da, da. Dacă suntem în graficul de la... Da, suntem în graficul. Eu fac din el, așa. Atât, vă mulțumesc. Plăcere. Dacă mai dorește cineva. Îl punem la vot. Cine este pentru? Abțineri. 3 abțineri, 7 pentru acest proiect a trecut. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții din bugetul local OAT Bogdănești pentru plata taxei de salubrizare persoane fizice în anul 2020, inițiator domnul viceprimar. Da. Da.
subvenție. Și acest proiect de hotărâre a avut o armată și propun la articolul 1 să se aprobe acordarea de subvenții din bugetul local al Comunei Bucănești de Subacu pentru plata taxei de salubrizare persoane fizice în anul 2020. La articolul 2, acordarea subvențiilor prevăzute la articolul 1 vor avea la bază criteriile prevăzute în anexa care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 3, după aprobare, secretarul general al Comunei Bucănești, domnul Ancioiu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bucănești, compartimentul financiar contabil, doamna Eftinca Alina, asociate de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău și instituții prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avem avizele, avizul doamnei jurist Eftinca Alina, raportul de avizare a comisiei numărul 1 și expunerea de motiv. Vă mulțumesc! Comisia numărul 1? Da, domnul consilier. Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil la acest proiect. Vă mulțumesc! Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Vlad. Am văzut anexa care a fost la domnul Grigore Regea. N-am avut timp efectual să caut legea. N-am înțeles care sunt persoanele astea care de la defectul lege 118-90. Care sunt? Mai aveam două persoane. Ne-am avut și unul de la FGP. Nu mă referam la asta. Mai trăiesc. Da. Pentru că acum mai sunt. Nu mai sunt. Cam puțin. Da, atât e, mă. Mulțumesc. Eu de urmări politic, nu? Da. Mulțumesc. Care am invest, da. Da. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Acum spunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, s-a votat și acest proiect. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind desfințarea serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip D1 prin o reorganizare a serviciului de categoria alta al Comunei Bucănești de Subacu, inițiată de domnul viceprimar. Da. Și acest proiect ați avut la mapă și propun la articolul 1 să se aprobe înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip V1 prin reorganizarea și serviciile de categoria 1 al Comunei Bucănești de Subacu în subordinea Consiliului Local al Comunei Bucănești de Subacu. La articolul 2, serviciul voluntar pentru situații de urgență se încadrează ca un număr de 12 persoane, din care un angajat pe funcție specifice serviciului voluntar și 11 voluntari după următoarea structură organizatorică. Comandă șef serviciu, compartiment pentru prevenire, o formație de intervenție condusă de un șef de formație care are în compune două echipe specializate încadrate astfel. La punctul A, echipă specializată pentru stingerea incendiilor, un șef echipă specializată și doi servanți, pompieri. La B, echipă specializată pentru avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare, evacuare și un șef de echipă pentru specializare. La articolul 3, să se aprobe organizarea și numărul de persoane al serviciului voluntar pentru situații de urgență, prevăzută la articolul 1 și 2, a prezentului proiect a hotărârii. Articolul 4. Să se aprobe regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență prevăzut la articolul numărul 4 la prezentul proiect de hotărâre. La articolul 5. Să se aprobe încadrarea nominală pe funcția serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Bucănești județul Bacău pentru Bacău prezentul în anexă numărul 3 și norma proprie de dotare serviciului voluntar pentru situația de urgență se va stabili prin dispoziția primarului Comunei Bucănești, județul Bacău. Articolul 6. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ancioiu Vasile, va comunica hotărârea articolului
hotărârea domnului Andrușca Constantin, șef SVSU, Consiliul Județean Bacău, primarul Comunei Bogdănești și instituții prefectului. Avem expunerea de motive, avem planul, schema de organizare, și raportul de activitate, raportul de avizare al comisiei numărul 3. Vă mulțumesc. Comisia numărul 3? Da. Noi, comisia numărul 3, în ședința de ieri pe comisie, am studiat acest proiect de hotărâre și am dat un aviz favorabil. Azi am observat, în cer scuze, n-am observat ieri, domnul Andrușca a trecut, probabil era una, la toată lumea voluntară a trecut, a angajat la Tom Adrian. Nu e angajat. Cine? La Tom Adrian. La Tom Adrian? La Tom Adrian. La Tom Adrian. Nu, e angajat la primărie. Da, da, da. Atât am. E voluntar. Mulțumesc. Mulțumesc. A dorește cineva să dea cuvântul? Nu? Punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? 3. Abțineri? 7. Dacă permite, permite la toate. În primul rând, cum e corect domnul Dânel aici? Tip V1 sau 5-1? V1? Da. Asta mi amintește de un tip de dacă, bombă care acolo, foloseau, voltați, spuneți că e V4. Care foloseau nemții în al doilea război mondial când bombardau Londra. Este canalul Mânici. E voluntariatul, voluntariat de tip V1, e sindicat. Da, 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 nu știu ce asta pentru... Da, nu știu ce asta i-a schimbat... Pentru un pic de extindere în loc de pauză. Nu e elaborat de tine, sunt gânditori de la județ. De sus, de de la ultimul, urmă e 75. Ma, în fiecare îți pui când construiești ceva nou, da? Pe fiecare. Reorganizare. Mă avem domnul Vâncu sau când e gânditor. E făcut de urmă mai 75. Da, domnul, nu e nicio problemă. Sunt de trei tipuri. Mai ales că avem acela. Da, trei tipuri de voluntariat. V1, V2 și V3. Nu, cu el gata, mă, frate. Pentru că cei mai important de acum urmează. Degeaba aprobăm noi legea, dacă el nu va fi prezentat membrilor serviciului voluntar de urgență, chiar poți să faci așa, scoți câte o copie, vezi la atribuții fiecare. Nu o să le rămână tot în memorie, dar măcar câteva idei, domnule, la necați, cam cu ce se ocupă fiecare. Asta văd foarte, foarte important. Ce important. Uite, eu te ajut și domnul Grigori, chiar dacă a zis gata, că nu se termină. Gata, administrația Cărții Armate nu se termină niciodată. Numai dacă ratezi alegerile, atunci ai scăpat. mai departe. Este important să ne întâlnim când o să fie posibil, într-un cadru informal. Să stăm un pic de vorbă cu băieții ca să înțeleagă că nu e vorba de bomba din al doilea război mondial, e vorba de aceeași echipă și cam ce are de făcut fiecare. Pentru că serviciul voluntar și la noi, ca și în altă parte, funcționează cum funcționează. Dar, repet, și menționam mai înainte, e vorba de principiul solidarității și așa mai departe. Ne prinde bine. Asta se poate face. În regulament ați văzut că se vorbește despre o dotare minimală. Aici se spune că suntem pe aproape din ceea ce ar trebui să deține ca și dotare serviciu. Ca dotare în bine. Avem noroc de prevederile legale care îndrituiește detașamentul de pompieri din ONR să intervină pe raza noastră. Asta nu înseamnă că nu trebuie să intervenim. Eu am încredere în domnul șef de serviciu voluntar pentru că
manifestă disponibilitate de, de fiecare dată. Și nu întâmplător are o echipă care poate ajuta atunci când fiecare este disponibil. Că voluntarii, clar, au un job al lor, de pe urmă căruia trăiesc, au un interes legitim ca și noi la necaz mare să-și pună la adăpost familia pe cei apropiați, nu e ușor. Dar au fost prezenți, eu îmi amintesc de ei. Atât, mulțumesc. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 2020-2021, inițiat la Comisia de Specialitate numărul 2. Da, mulțumesc. Conform adresei inspectoratului școlar, conform legii învățământului, adresei colegii gimnaziale, Consiliul Local solicită aprobarea avizului conform pentru rețeaua școlară pentru anul școlar următor. În sensul acesta, proiectul de hotărâre își propune, la articolul 1, avizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar, pentru anul școlar 2020-2021 în instituțiile de învățământ de pe raza Comunei Bogdănești. După articolul 2, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Oncioi Vasile, va comunica hotărârea domnului Anuș Nicolae, primar Comunei Bogdănești, inspectoratul școlar, județean Bacău, școlii gimnaziale Bogdănești și instituției prefectului Bacău. Cum era și firesc, tot Comisia numărul 2 a făcut și raportul de avizare pe care l-a avizat favorabil și în acest sens solicit Consiliului Local, deci avizarea, aprobarea avizului conform, așa, așa se obișnuiește, și în anul școlar următor, școala va rămâne tot cu aceeași structură, școala gimnazială cu cele două niveluri, primar și gimnazial, și grădinița Bogdănești, care este structura a școlii gimnaziale. Mulțumesc. Și noi, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, să punem la vot cine este pentru. În unanimitate, s-a dat așa acest proiect. Trecem la punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și diplomelor de fidelitate sculptorilor din Comuna Bogdănești și de Bacău, care au primit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2019, inițiator Comisia 2, numărul 2. Proiectul de hotărâre privind tradiției care s-a încetățenit în comuna noastră de câțiva ani, și anul acesta ne-am propus să sărbătorim familiile, respectiv cuplurile de aur, cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și care au domiciliul pe raza Comunei Bogdănești. În acest sens, proiectul de hotărâre își propune, la articolul 1, aprobarea sumei de 2100 de lei din bugetul nu oarte... Aprobarea acordării unei diplome și a unui premiu de fidelitate în sumă de 200 de lei cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2019, cu condiția să aibă domiciliul Comuna Bogdănești de sub Bacău. Articolul 2. Pentru a beneficia de prevederile hotărârii, persoanele interesate vor depune la Secretarul General al Comunei o cerere tipă însoțită de următoarele documente. Actele de identitate ale soților, original și copie, și certificatul de căsătorie, original și copie. Articolul 3. Înmânarea diplomelor de fidelitate a acestor cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă să se facă în cadrul festiv de către primarul Comunei Bogdănești. Articolul 4. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Bogdănești, de secretarul general al Comunei Bogdănești, domnul Oncioi Vasile, și doamna Răcăuțeanu Romilia, consilier. Articolul 5. Hotărârea se va aplica numai în anul 2019 și se va comunica de către domnul Oncioi Vasile, secretarul general al Comunei,
primarului Comunei Băbunești, compartimentului financiar contabilitate, compartimentului stare cedera și instituției prefectului județului Bacău. Am înțeles, sunt doar trei cupluri, da. Trei familii anul acesta, care vor beneficia de aceste premii. Comisia numărul 2 a dat favorabil și a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și solicităm deci aprobarea lui în Consiliu. Mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supunem la vot cine este pentru. În unanimitate s-a votat acest proiect. Trecem la punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul UAT Bogdănești, județul Bacău, pentru organizarea evenimentului Sărbători de Iarnă. Inițiator Comisia 2 de Specialitate. Da, mulțumesc. Suntem la finalul, spre finalul anului, deci în prag de Sărbători de Iarnă și pentru aceasta Consiliul Local a alocat o sumă de bani pentru evenimentele ce vor avea loc în această perioadă, respectiv capra, bușorul și dacă mai fi și alte evenimente. Pentru aceasta, proiectul de hotărâre propune la articolul 1, aprobarea sumei de 2100 de lei din bugetul UAT Bogdănești pentru organizarea evenimentului Sărbători de Iarnă 2019. Articolul 2. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către domnul Anușcă Nicolae Cimar, Comunei Bogdănești și doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier, în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdănești. Articolul 3. După aprobare, secretarul general Comunei, domnul Muncioi Vasile, va comunica hotărârea domnului Anușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, doamnei Pușcatu Sorina, compartimentului financiar contabilitate și instituției prefectului județului Bacău. Raport de realizare a domnit Comisia numărul 1 aici, din urmă de bani. Comisia numărul 1. Da, doamne și domnule consilieri, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil. Avem face o mențiune, dacă tot suma Comisia numărul 1, ar fi trebuit fi mai mult suma. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc și noi. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Acum spunem la vot cine este pentru. În unanimitate s-a votat acest proiect. Trecem la punctul numărul 12. Solicitări adresate Consiliul Local. Da, la ședința prezentă nu avem solicitări. Eu aș vrea să fac o informare aici. Conform legii se obișnuiește. Pot să fie un concediu legal. Deci, concediu de ordine. Undeva până începutul lunii ianuarie o să ne mai întâlnim. Locuitorul de drept știți ce nu este. Mulțumesc! Doamne și domnule consilier, avem un consilier care de 4 luni, inclusiv luna decembrie, n-a venit la ședință. Suntăm legii și asta Consiliul Local se spune să fie înlocuit următorul consilier. Sperăm că vrei să-ți transmiți sărbători fericite. Da, am nicio poate, că cumpăm legii, articolii să fie veni. Cine e interesat? Ce-i așa vrea?